Astăzi reacționăm la povestea reală a unei victime de a lui Grady. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un episod foarte interesant la mine pe canal, băieți, un episod mai special decât celelalte, pentru că în ultimul timp ați văzut că am făcut multe clipuri despre Granny, Grandpa, Slendrina, Slenderman și ăștia, însă astăzi este unul mult mai special, pentru că reacționăm la povestea unei victime de ale lui Granny. Adică, băi, să zic că o să fie ceva super interesant. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Și eu zic să-i dăm drumul la această poveste. 3, 2, 1, să vedem despre ce este vorba, băi. Deci, într-un fel, noi o să vedem așa și acțiunea, cum s-a petrecut situația. The diary of the previous victim of Granny, adică mărturisirea, teoretic, să spunem așa, povestea unei victime anterioare de ale lui Granny. Hai să dăm așa mai încet, boys, că e deja destul de tare, mă cam zgrie pe creier. Hai să vedem. 24 noiembrie, hopa, te zice și data, 24 noiembrie, băieți. Ziua 1, deci v-am zis, băieți, efectiv cum e în joc, adică cam asta s-a întâmplat. Ziua 1. Ci că scriu asta pentru că am o mare problemă, mamă, deci a început bine. Și sper că cineva poate să citească chestia asta. Trebuie să plec de aici. I don't actually remember what happened, but the only thing I remember is that I was driving home from a party. I was drunk and suddenly my car broke down, which caused me to crash against a fence. Ok, băieți, fiți atenți. Și că băiatul ăsta nu-și mai aduce absolut, deci nu-și mai aduce deloc aminte de ce a făcut noaptea trecută. Ideea este că pleca, era în mașină, a plecat de la o petrecere, era beat și deodată s-a stricat efectiv mașina lui și din păcate a dat într-un gard sau ceva de genul, adică a făcut un fel de mini accident de mașină. I went out to see what the problem was. Și că m-am dus afară să văd care este problema. Când cineva m-a lovit în cap. I woke up in a tiny dark room. I was confused and I tried to understand the situation. Ok, fraților, deci știi că după ce s-a produs accidentul ăla care, bă, n-avea nicio logică să-i se strice mașina acolo, a venit cineva și i-a dat cu ceva în cap și după s-a trezit în această cameră. Efectiv, era confuz și încerca să înțeleagă situația. Am explorat camera. Ok, fraților, și acum efectiv după mărturia asta s-a făcut jocul, teoretic, băieți. Adică acum ne explică efectiv ce au văzut și cei care au creat jocul ca să-l pună în joc. Adică frățiorul ăsta s-a trezit, s-a uitat în acel sertar, a văzut acolo leave this house, adică pleacă din casa asta, a văzut pe masă 5 days, adică 5 zile. What? 5 days to escape? What? Cică, ce înseamnă 5 zile să evadezi? Nu înțelegea. I was afraid and I didn't want to open. Ok, deci era foarte speriat frățiorul nostru. Hai să vedem. Giggles and grunts somewhere in the house. Mama, auzea chestii nașma în casa. A deschis ușa. A repulsive old woman hit me in the head with a bat. Mama, și cum a deschis ușa, o femeie nebună bătrână i-a dat în cap și s-a speriat. Și acum vine ziua 2. Și că s-a trezit din nou. I had a bad headache. Mă durea capul foarte rău. I don't know why the old woman did not kill me. Maybe she will wait 5 days. Ok, băieți, aici se întreba de ce, dacă până la urmă acea femeie bătrână l-a lovit, de ce nu l-a omorât? De ce ar aștepta 5 zile să-l omoare? I'm confused and I'm scared. E confuz și speriat. I tried to open the door of my bedroom. Încerca să deschidă ușa, dar era închisă. I feared the worst and I tried to open the door in every way, but I accidentally bumped the base. Mamă, fraților, deci știi că ideea e că a încercat să deschidă ușa, dar era închisă și din greșeală a aruncat acel vas pe jos și a făcut sunet foarte, foarte mare. Mamă. N-a auzit pași. Mamă, și după a văzut ceva. Și că s-a pus sub pat. Mamă, și a intrat iară nebuna asta. She looked around the room and then she walked out leaving the door open. She was saying things like, "Do you want to play hide and seek?" or "I see you." Ok, fraților, fiți atenți. Deci, bă, vedeți, ăsta pleacă și de la mecanismul jocului. Adică frățiorul nostru nu putea să deschidă ușa și din greșeală și din panică a aruncat o vază pe jos. Știți că în jocurile astea trebuie să arunci o chestie pe jos ca să vină criminalul ăla să-ți deschidă ușa, să-ți lase deschisă. Ăsta s-a băgat sub pat, iar după a văzut că bătrâna asta a plecat în timp ce zicea "Do you want to play hide and seek?" Adică vrei să te joci hide and seek sau o să vezi tu. It was terrible. Era teribil. With bated breath, I understood that she wasn't normal. She is mad and crazy. Mama, deci I don't know, she's alienated.
Ok, fraților, a înțeles și el că această femeie nu este normală, boys, nu este sănătoasă la cap, efectiv e nebună. Kind of zombie. E un fel de zombie. Right now. I am still under the bed. Ok, în momentul de față, fraților, noastră este încă sub pat, hai să vedem. Dar trebuie să o fac. Now I try to walk out the room. Am încercat să ies din cameră și să explorez casa. Understood that the noises attract her. Ok, și te dai seama că acele sunete o atrag pe bătrână. Mai târziu. Ok, a ajuns în garaj, frățior nostru. There's a car inside the garage. Ok, băieți. Before I found this place after leaving my room, I saw the stairs going down onto other doors. Ok, fraților, acum ne arată ce a făcut. Gen, o zis că a ajuns în garaj, dar acum ne arată traseul lui spre garaj. Ce chestie a găsit, cum arăta casa, tocmai de aceea așa s-a făcut și jocul, băieți, după mărturia lui băiatul ăsta. Deci efectiv cum arăta casa. The tub and the toilet were covered with blood. Mamă, și-a văzut că toate chestiile de la baie sunt cu sânge. E frică de Granny. A mers jos. The old woman was so clever. I looked at the front door and I understood that she had organized a riddle for me. Ok, băieți, efectiv când a ieșit din acea baie unde tot era plin de sânge și a dat seama că bătrâna era foarte inteligentă. Efectiv, credea că, bă, dacă poate într-un fel să scape de ea, poate să o ia la fugă din casă, însă nu, era foarte inteligentă și i-o pregătit un fel de puzzle. Toate astea erau blocate și nu putea să iasă așa ușor. Opening that door seemed to be impossible. Nu putea să deschidă acea, da, nu putea să deschidă ușa aia. Am încercat. Ok, s-a dus la subsol. Iar a văzut sânge. Și a găsit o cheie. Car key. Mamă, și că a ascuns obiecte în casă, mamă, ține de bună, fraților. Deci acum a văzut acolo carchea, la cheia de la mașină, s-a dus jos și a găsit garajul. Păi și acum... Ok, fraților, s-a pus în mașină. Da, e stricată, fraților. Okay? Deci eu nu m-am jucat Granny, și ce zic? Adică poate unii știți ce o să se întâmple, eu nu m-am jucat Granny. Adică eu nu... Eu nu știu ce fac. I heard a noise. Ok, stai că a auzit un sunet. Mamă, cred că acum vine ea. Iar a murit, boys. I'm in my bedroom again. Sunt din nou acolo. I don't know how long I have slept. I have no watch with me. Ok, fraților, no, când era în după ce a fost în mașină și a auzit sunetul, iară și-a luat shutdown-ul, deci bănesc că iară i-a dat ăla. Și este în ziua 3. Sunt curios dacă o să reușească să scape sau nu. Până în ziua 5, habar n-am, fraților, urmează să vedem. Acum iară nu știe cât timp a dormit. Și că avea puțin sânge din cap, doar referește. Mamă, și acum aș aduce aminte. A venit aici. A venit și iar i-a dat una. Mamă, boys, iar i-a dat una. Trebuie să se ducă înapoi la garaj. Era o ușă. I must escape through that door. Trebuie să evadez prin ușa aia. I put this little diary in my pocket. And that's all I have. Ok, fraților, ziua 4. Deci, în momentul de față, iar frățul nostru și-a luat shutdown-ul, a pus ceva și a pus un fel de jurnal în ăsta, cum îi spune, și a pus un fel de jurnal în buzunare ca să-și aducă aminte ce a făcut de pe zi pe alta, bănesc. I cannot believe. Ce că nu cred. With a broken leg. Yesterday I found another key in the kitchen and I managed to open a pair of locks. Okay, acum aș aduce aminte ce a făcut. But as soon as I went down the stairs, I put my leg inside of one of the traps she had placed. Mama, și-a pus. I can't describe the pain, but I screamed and I tried to free myself. Mama, băieți, și că efectiv în ziua 3, ați văzut că n-am văzut ziua 3 ce a făcut, el a zis că a găsit o ușă de la a găsit o cheie într-un fel de la bucătărie, dar după din greșeală a intrat cu piciorul în una dintre capcanele puse de Granny, adică de bătrâna nebună, a țipat foarte mult, a fost o durere foarte mare și bănuiesc că asta a tras-o. But then the old woman came running to da, a venit, ia uite, mă, ce m-a speriat și i-a dat una, mă, uiți. I-a dat mare capala, frățior nostru. My condition is disastrous. Deci condiția era dezastroasă. Dar acum mă trezesc. Mamă, și că mai are doar un picior, frățior nostru, nu mai poate. Mamă, e ziua 4, băieți, uai, încă două zile, asta și încă. Mai târziu, trebuie să duc la garaj. I'm hiding in a safe place. Mamă, ce că se ascunde aici. The old woman came close to me and fortunately she didn't see me. Ok, ce că nu l-a văzut. First, I went in a room on the left and I walked to the other rooms. I didn't know where I was going. Mamă, ok, fraților, deci știi că acum explic exact ce a făcut.
efectiv s-a ascuns de femeia și nu l-a văzut, s-a dus mai jos acolo la subsol și s-a uitat peste tot să vadă. O găsit mai multe camere și cea mai mare frică a lui era să nu o găsească pe ea. A găsit o ușă. That meat seemed to be disgusting and maybe it could also be human flesh. Ok, fraților, și după a găsit o carne, o bucată de aia de carne care arăta efectiv dezgustător și nu ar fi de mirare dacă ar fi o carne de om, pentru că arăta efectiv nașpa rău de tot. Suddenly, deodată, I heard some steps, so I hid in this kind of corridor and I realized that it led to the cellar. Now I am here in... I have to make sure that the old woman is not there. Ok, fraților, acum a făcut un fel de sunet de ăla ca să se asigure că femeia nu e aici, adică să vină și să plece. Mai târziu, hai să vedem ce s-a întâmplat. Băi, interesant rău de tot, hai să vedem. O să duc rapid la garaj și a văzut ușa. Ok, fix să ajung acolo. Dar ce a văzut a fost oribil, ce a văzut? Mamă, you cannot escape! You can escape. Mamă, fraților, și acum vine aia. Deci, efectiv, s-a chinuit atâta să ia ușa de la garaj. Bă, deci voi care v-a jucat jocul, poate știați chestia asta, eu nu știam chestia asta. Efectiv, și chiar acolo nu poți să... Nu poți să... Să evadezi. Ok, iar acum vine ziua 5. Ultima zi, băieți. I found myself in a bedroom. Ok, iar, fraților, ultima zi. Hai să vedem, aici trebuie să evadeze. Ziua de a fost, ok, a găsit un shotgun. I picked up my shotgun. Gun. And I made noise to attract the old woman. But when she arrived, because of my health and my fear, my aim was off. So she hit me in the head 2 times. Mamă, fraților, deși că efectiv când a avut shotgun-ul, a făcut sunet intenționat să vină femeia aia ca să tragă în ea, însă din cauza emoțiilor și a durerii, efectiv n-a putut să tragă în ea, ori tăgea pe lângă, ori nu știu ce s-a întâmplat și l-a lovit în cap de 2 ori. Now my bed is covered with blood. Iar, acum are foarte mult sânge pe patul lui. Trebuie să evadeze prin fereastră, hai să vedem dacă reușește. I was dragging myself down the stairs. O se duce jos. Then I saw a semi-open window in the living room. Ok, și a văzut o de asta deschisă. And I opened it with my hand dirty with blood. Ok, a reușit să... I went out in the garden and I desperately noticed that the old woman had built a high fence with barbed wire. Mamă, fraților, și acum a venit, a sărit gardul, a ieșit în grădină și a dat seama că e afară și și-a dat seama că nebuna asta efectiv a construit tot ăsta, băieți. Nu vine să cred, băieți. A construit un gard ca să nu poată să iasă. Și o ghilotină, mamă, cu care se tai capul, doamne, asta. Era imposibil să evadezi. I climbed on the roof of a small tool house in the garden. A sărit pe aici. I didn't have the strength to jump over the barbed wire. So I wrote with blood. Help. Ok, fraților, iar acum a sărit acolo sus pe aia și a văzut cum scrie help, însă nu a avut puterea să sară și peste alea. But that house was in the forest and it was dark and no one would see it. Then I entered the tool house and I found a watermelon. Ok, după a intrat în această cameră și a găsit un pepene. Fiți atenți că acum cred că evadează. Efectiv, a mâncat acel pepene și a găsit o cheie în el. Now I am near the cellar. Ok, sunt aici, iar e jos. And with my pen, I wrote a message that I'll leave in the house. Ok, și a... Ok, boys. A luat un creion și a scris acest mesaj pe care o să lase în casă. Probabil că e mesajul pe care noi îl auzim acum. I hope to help someone. Sper să ajute pe cineva. I hope to help the next victim. Sper că o să ajute următoarea victimă. Și aici a murit, fraților. I can't handle it anymore. Nu mai pot. I'm in my room. O să mă duc în camera mea. Am închis ușa. Și acum stau pe pat. Today is the fifth day. Asta e a cincea zi, ultima. I don't know what will happen to me. Și că nu știu ce se întâmplă cu mine. Deci, fraților, el nu a scăpat. Efectiv, a lăsat un mesaj pentru următoarea victimă. I'm hearing giggles somewhere in the house. Aude chestii în casă. O aștept pe ea, cică. Am renunțat. Mă dau bătut. I hear her steps. I aud pașii. Și aici s-a terminat, fraților. Deci, efectiv, eu credeam că este un mesaj de la o victimă care a supraviețuit, fraților. Dar, de fapt, nici asta nu a supraviețuit și a lăsat acel mesaj în camera lui Granny. Special... să fie ajutat, să ajute pe cineva pe următoarea victimă. E bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod.
Dacă v-a plăcut și mai aveți să facem episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și uitați-vă că sunt foarte multe victime în casa lui Granny, care e în România. Deci să aveți grijă. O seară frumoasă vă doresc, v-am pa pe toți, pa, pa!